Pur și simplu nu se poate sătura și spune că o mănâncă la serviciu, în mașină sau la salonul de manicură. Aparent, spre amuzamentul proprietarului salonului, care rămâne nedumerit de obiceiul neobișnuit al clientei sale. Ea consumă până la 4 role de hârtie igienică pe zi în ultimii 20 de ani. Potrivit unui post de televiziune, americanca cheltuiește anual suma uriașă de $2700 pentru dependența ei de hârtie igienică, mult mai mult decât cei $182 cheltuiți în medie de un american. De asemenea, femeia a povestit că are o înclinație pentru un anumit tip de hârtie igienică, preferând hârtia cu folie mai subțire, cu un singur strat, pentru că sunt unul mai ușor de consumat. Ea a descris-o ca și cum ar mânca un sandwich cu unt de arahid și jeleu fără crustă. Vorbind despre dragostea ei pentru hârtie igienică, femeia a continuat spunând că obiceiul ei este grozav, deoarece hârtia are 0 calorii și nu te lasă cu mahmureală. Logodnicul acesteia nu pare deloc impresionant de consumul de hârtie igienică al femeii și speră să renunțe. Nu este menită pentru consumul uman, este al dracului de scârbos, omule, a spus acesta. Specialiștii spun că femeia suferă de sindromul PICA, o afecțiune care îi determină pe cei în cauză să mănânce lucruri care nu sunt destinate în mod normal consumului, fără vreo valoare nutrițională, relatează DGFM.ro.